Bună tuturor și assalamu alaikum. Vreau să vă prezint astăzi o mâncare mai neobișnuită din Iordania. Se numește mansaf, este mâncarea națională a Iordaniei, cum e la noi sarmalele, de exemplu, de sărbători. Se mănâncă fie zilnic, depinde de cât de înstărite sunt persoanele care doresc să o gătească, fie la sărbători, fie atunci când sunt întâmpinați oaspeții. Jamit, ceea ce avem aici alb, în cratiță, e un iaurt întărit, lăsat să se deshidrateze și se produce din cămilă sau lapte de capră. Acest tip de iaurt este specific țărilor arabe, dar și Balucistanului și Afganistanului. Deci, alte țări care produc jamiet sunt Afganistanul și Balucistanul. Deci, este produs din lapte de cămilă sau de capră, se sărează după câteva zile, apoi se taie în sfere, care se usucă la soare până devine galben. La loc uscat, el are culoarea albă. Mă refer la jamit. Cum se folosește? Se pune la hidratat, arată ca un ou. Se pune la hidratat sau se dă printr-un procesor de alimente, pentru că este foarte, foarte tare. Și apoi se pune la hidratat cu apă. După ce s-a hidratat o noapte, se dă din nou prin blender și e bine să folosiți o sită pentru a-l scurge și a evita să rămână bucăți mai mari în preparat. Cel mai bun jamit se produce în Karak, e un oraș din Iordania. Este folosit nu doar pentru mansaf, se folosește și la alte tipuri de mâncare, cum ar fi sarmalele sau legume cu carne. El se produce atunci când animalele au mult lapte, se păstrează la loc uscat și se face în special primăvara sau vara. Cât despre preț, nu este deloc ieftin, nu este accesibil oricui, un jamit de calitate, făcut chiar de beduini din Iordania, nu este ieftin. Dimpotrivă, este un produs scump, ținând cont de ingrediente și de procesul îndelungat de fabricație. Cum se face mansaful? Vom turna supă de carne. Carnea se fierbe cu condimente, o frunză de dafin, turmeric. Puteți să folosiți carne de pui sau carne de vițel sau carne de berbec. Eu astăzi am folosit carne de berbec. Deci vom fierbe la foc mic jamidul, iaurtul deshidratat împreună cu o cană de supă de carne. Puteți să-l faceți fie mai gros, fie mai subțire, în funcție de preferințe. Alături se servește cu un orez basmati, iar deasupra acest orez se decorează cu migdale decojite. Ele au fost puse în prealabil în apă fierbinte, apoi s-au decojit și le vom prăji puțin în unt. Cum va arăta mansaful, vă voi face un al doilea video, în care să vedeți cum arată preparatul final. Deci, astăzi am vorbit despre mansaf și despre ingredientul din care se prepară mansaful, jamit, și trebuie să reținem că este un preparat specific Iordaniei și țărilor arabe.